conducerea Direcției de Sănătate Publică Suceava a demarat o anchetă internă după ce unul dintre salariați a decedat de COVID, cu toate că era imunizat cu schema completă. Este vorba despre un bărbat de 58 de ani care s-a infectat cu noul virus, a încercat să se trateze acasă timp de o săptămână, a ajuns la spital pe 2 noiembrie, unde a fost internat în secția de pneumologie. Bărbatul a făcut o formă severă de COVID cu complicații respiratorii și cu ischemie la nivelul unui membru inferior. El s-a stins din viață pe 14 noiembrie. Cazul i-a determinat pe medici să își pună numeroase semne de întrebare și pe conducerea DSP Suceava să verifice dacă într-adevăr pacientul era imunizat. În urma anchetei interne efectuată de DSP Suceava s-a conturat ipoteza că bărbatul decedat s-ar fi vaccinat fictiv în perioada mai-iunie, ajutat de o colegă de serviciu, asistent medical, cu acces la Registrul Electronic Național al Vaccinărilor. S-a constituit o comisie care a verificat statusul vaccinal al pacientului modul de consemnare a datelor în registrul electronic național al vaccinărilor și au fost cerute detalii de la administratorul registrului electronic. Ancheta vizează de asemenea încă o persoană din cadrul DSP Suceava care a declarat că a înregistrat vaccinarea în registrul electronic național al vaccinărilor având acces la registrul electronic conform atribuțiilor profesionale specifice. Prima măsură a fost luată ridicându-i se angajatei accesul la registrul electronic național se arată într-un comunicat de presă transmis de DSP Suceava. După ancheta internă, conducerea instituției de sănătate publică a depus și o plângere la poliție. Acest caz regretabil este singular în activitatea DSP Suceava și aruncă o pată nemeritată asupra activității întregului colectiv care desfășoară în mod susținut lupta împotriva pandemiei cu SARS-CoV-2 de aproape 2 ani, se mai arată în comunicatul de presă transmis de DSP Suceava.